Astăzi a început postul adormirii Maicii Domnului, perioada în care credincioșii ortodoxi se pregătesc pentru sărbătoarea dedicată Maicii Vieții, din data de 15 august. Cunoscut în popor sub denumirea de postul Sfintei Mării sau al Sfântă Măriei, această perioadă de înfrânare a apărut din dragostea pe care creștinii ortodoxi au avut-o întotdeauna pentru Maica Domnului, ca urmare a mijlocirilor și nenumăratelor mângâieri venite din partea ei. De asemenea, acest post ne pregătește și pentru întâmpinarea praznicului schimbării la față din data de 6 august. Tot în primele săptămâni ale acestei luni sunt cinstiți și sfinții români, Sfântul Ioan Iacob de la Neamț în data de 5 august și Sfânta Teodora de la Sihla în data de 7 august. Deși are doar două săptămâni, postul adormirii Maicii Domnului este un post aspru care seamănă în privința hranei cu postul mare. Astfel, nu sunt dezlegări la pește sâmbăta și duminica, ci doar la praznicul împărătesc al schimbării la față. În această perioadă, credincioșii acordă o mai mare atenție rugăciunilor închinate Maicii Vieții, în special acatistului și paraclisului Maicii Domnului. Aproximativ 65 de tineri ieșeni au pornit astăzi într-un pelerinaj spre seminarul teologic ortodox de la Mănăstirea Neamț pentru a participa la slujbele sfinților nemțeni. Încă de la primele ore ale dimineții, aceștia au participat la Sfânta Liturghie săvârșită în Biserica Sfântul Gheorghe, vechea catedrală din Iași. Tinerii vor parcurge zilnic aproximativ 35 de kilometri, vor citi câte o catismă în fiecare biserică aflată pe traseu, iar seara vor fi cazați la parohiile pe unde vor trece. Aflat la 5-a ediție, pelerinajul Sfinților Nemțeni este organizat de Departamentul de Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor. Astăzi, în Biserica de Lemn a Mănăstirii Nicula, a fost oficiată prima sfântă liturghie din acest an de Părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Postul adormirii Maicii Domnului este singura perioadă în care se săvârșește Sfânta Liturghie în locașul de cult monument istoric al Mănăstirii Nicula, care datează din secolul al XVII-lea. În fiecare zi din postul adormirii Maicii Domnului, credincioșii pot participa la Sfânta Liturghie, oficiată atât în demisolul Bisericii Mari, unde este așezată icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, cât și în Biserica de Lemn. 200 de copii din Episcopia Hușilor au participat în perioada 29-31 iulie la tabăra Copilărie și Credință. Organizatorii le-au pregătit celor mici ateliere de tir cu arcul, orientare în natură, teatru, bune maniere, muzică și dans. Ieri, în mijlocul copiilor, s-a aflat și Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor. Ierarhul i-a binecuvântat pe cei mici, le-a oferit daruri și a dialogat cu ei în jurul unui foc de tabără. Tabăra Copilărie și Credință este organizată de Episcopia Hușilor în parteneriat cu Asociația Filantropie Ortodoxă Huși și Asociația Joy Camps Romania. Un sprijin deosebit îl acordă și Colegiul Național Cuza Vodă din Huși. 25 de copii din satul Eftimie Murgă au participat la programul educațional Tabăra din inima satului, derulat de Episcopia Caransebeșului. Cea de-a 10-a tabără din vara aceasta s-a încheiat luni și a cuprins seri tematice, cât și ateliere de creație artistică. Copiii au vizitat și moara de apă de pe Valea Rudăriei, cunoscută și ca Moara Viloanea. Aici, copiii au îmbinat pictura pe piatră de râu cu realizarea de tablouri din flori de munte, dar și cu împletirea ștrimpilor, obicei păstrat încă de femeile din comunitate. Următoarea tabără va avea loc în perioada 7-9 august la Poiana Mărului pentru copiii din comuna Zăvoi, județul Caraș-Severin. La Iași are loc o nouă campanie de ajutorare a copiilor la început de an școlar. Părintele Dan Damaschin, preot la Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Cuza Vodă din Iași, organizează colecta grăuntele de lumină pentru aproximativ 3.000 de copii. Cei interesați pot dona bani sau pot aduce un ghiozdan cu rechizite, haine, încălțăminte și articole de igienă și de curățenie. Donațiile pot fi trimise până în data de 15 august. Mai multe detalii puteți afla de pe pagina de Facebook a părintelui Dan Damaschin. Președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, a semnat astăzi contractul de finanțare pentru proiectul de extindere, reabilitare, modernizare și dotare a ambulatoriului integrat de specialitate de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Galați. Finanțarea în valoare de aproximativ 12 milioane de lei a fost obținută în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 8, dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale. În urma proiectului, ambulatoriul integrat de specialitate de la Spitalul Clinic Județean de Urgență
reverență Sfântul Apostol Andrei, va fi extins printr-o construcție cu regim de înălțime parter plus 3 etaje. După finalizarea lucrărilor, în noile spații vor fi înființate cabinete medicale pentru următoarele specialități: diabet, gastroenterologie, oftalmologie, cardiologie, oncologie, ginecologie, urologie, radiologie și imagistică medicală, ORL, neurologie, medicină internă, hematologie și ortopedie. În perioada 1-23 august, Ministerul Apărării Naționale organizează o campanie de recrutare și selecție pentru cei care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar în Armata României. Anul acesta sunt disponibile peste 1300 de locuri de rezerviști voluntari, ofițeri, maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați în unități militare din 20 de județe. Pentru înscriere, cetățenii se pot prezenta atât la sediul Centrului Militar Județean sau de sector pe a cărui rază de responsabilitate își au domiciliul, cât și la oricare alt centru militar, în situația în care locul de muncă sau reședința temporară diferă de localitatea de domiciliu. Orchestra Sinfonia București, dirijată de maestrul Florin Totan, va susține duminică 4 august în Parcul Colțea din Capitală spectacolul Bucuriile Muzicii. Concertul, o istorie a muzicii în 80 de minute, face parte din programul celei de-a 10-a ediție a Festivalului Sinfonii de Vară, organizat de Primăria Sectorului 3. Publicul se va bucura să asculte piese precum Te Deum, de Marc-Antoine Charpentier, uvertura operei Nunta lui Figaro, de Wolfgang Amadeus Mozart și Valurile Dunării, de Iosif Ivanovici. Orchestra Sinfonia București a susținut până în prezent peste 500 de concerte sinfonice în țară și străinătate. Festivalul Internațional Vara Magică, desfășurat la Ateneul Român, propune publicului bucureștean un program exclusiv Beethoven. Acesta va fi susținut de trioul Constantin Sandu Pian, Rafael Butaru Vioară și Răzvan Suma Violoncel. Al 8-lea concert al festivalului, care va avea loc mâine de la ora 19:30, cuprinde sonata pentru pian Opus 13 Patetica, sonata pentru vioară și pian Opus 30 numărul 2 și trio pentru pian, vioară și violoncel Opus 1 numărul 3.